9:10, ascultați Deșteptarea la Europa FM. Suntem cu Culinaria live și pe Facebook. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Da, prietenii noștri de la Delaco fac în fiecare joi pe site-ul lor delaco.ro pizza. Și au acolo o sumedenie de rețete, da, propuse de diversi șefi, care mai de care mai interesante. Mi-a atras atenția în mod particular rețeta pe care vreau să vă povestesc astăzi, o rețetă a lui Alex Cârțu, șef Alex Cârțu, o rețetă de quattro formaggi, ca să zic așa, un quattro formaggi reinterpretat. Da. Sau cum zicem noi românii, quattro formaggi. Quattro formaggi. Ce mi se pare foarte interesant e că el pornește cu un pesto. La treabă, Alex face un pesto clasic cu nuci, busuioc, ulei de măsline și puțin usturoi, în care adaugă și cremă de brânză de Laco și grana padana. Parmezan obligatoriu la pesto, da. Da. Uh-huh. Bine, el folosește nu parmezan, ci gran padana. Ok. Care e mai dulceagă. Grăsuță. Și mai grăsuță. Deci face acest pesto în blender cu cele două brânzeturi și celelalte. O să găsiți rețeta în întregime pe site-ul de la Coco, cum v-am spus, nu stau să vă spun acum gramaje și e destul de complexă totuși. Iar mai departe se face aluatul de pizza, care, după cum am mai vorbit aici, fie că îl faci acasă, e destul de simplu de făcut, fie îl cumperi. Gata, făcut. Mm-hmm. Important e să-l aduci la temperatura camerei înainte să-l bagi la cuptor ca să se întindă mai ușor. Și se folosește la această pizza, în loc să pui clasicul suc de roșii, nu, și mozzarella, se folosește întins. Pune pesto? Da, acest pesto, nu mai e pesto, e deja o cremă de brânză cu pesto. Aromată, da. Exact. Cu verdețuri, cum ar veni. Exact. Asta o pui pe blat. După ce în prealabil ai ținut blatul câteva minute la cuptor până se rumenește ușor, pentru că altfel riscul este acasă, neavând un cuptor profesional, da, să rămână se moaie crud blatul. Da. Și asta. Deci când facem pizza acasă, cum am mai spus, punem blatul 2-3 minuțele la cuptor până începe un pic de tot să se rumenească, pentru a fi sigur că nu o să avem blatul crud. În rețeta asta de quattro formaggi se unge cu sosul pesto cu brânzeturi și ca topping se folosesc următoarele: roșii sherry, da, oregano și ulei de măsline, pe care le amesteci cu totul și cu puțină sare, și șef Alex Cârțu recomandă și o jumătate de linguriță de sumac. Ok. Deci amestecă roșiile sherry tăiate în jumătăți cu puțin sumac, sare și ulei de măsline într-un vas și lasă separat. Iar pe blatul pe care avem pesto, pune mozzarella, evident, da, care n-are cum să lipsească din orice pizza, dar și câteva bucățele de brânză Grand Blue. Ok. Brânză Grand Blue e brânza de Laco cu mucegai nobil albastru. Da. Care se pune în cantitate redusă ca să nu... Da, deși ea nu e chiar de, adică știu Grand Blue la ei, e foarte bună, dar nu e atât de intensă cum e. Exact, da, dar trebuie formă, să nu exagerăm. În general, când, ca să revenim acum la spectrul general, quattro formaggi, maestre, e bine să... Am făcut recent un risotto quattro formaggi și am găsit rețeta unui șef italian care insista asupra cantităților. Și spunea că e foarte important să respecti cantitățile. Adică să nu pui prea mult. Să nu pui prea mult, pentru că eu și cred că mulți dintre ascultătorii noștri fac la fel. Nu e că să fie, dar știi cum, ai cumpărat o bucată de gorgonzola, de exemplu, de Grand Blue, care are 100 de grame. Nu o să pui 30 de grame, cum scrie la rețetă, că n-ai să faci cu restul și zici, pun-o pe toată. Mai rămân cu 70 de grame, ce să fac cu ea? O pun pe toată. Și uite, mai am aici și două linguri în plus de brânză, dai la altă, pune și pe aia, că-i păcat, da, de ea. Da. Și atunci își pierde cu totul savoarea pe care ar trebui să o aibă un astfel de preparat și devine o chestie hrănitoare, bună. Hrănitoare. Bună, dar nu la fel de bună. Niște brânză fără scald. Ca să revenim la pizza asta quattro formaggi, încă o dată pesto ăla cu brânzeturi uns, formă mozzarella și Grand Blue, și amestecul acela de roșii cu ulei de măsline și puțin sumac. Deci e două formaggi. 10 minute. Nu mă, sunt 4, că două le-ai pus în pesto.
Gran Padana și crema de brânză de lac, le pui în pesto și două la primărie. Și mare dreptate, așa e. Bașca, mozzarella și Gran Blu, în total 4. În total 4. Asta e fata. Da, e mișto rețeta, căutați-o pe delaco.ro. Mi-e foame. Și la final, tradiționalul, poftă bună. Asta. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.